Da, vă salut și eu în numele Domnului Isus. V-am văzut pe majoritatea dintre dumneavoastră. Mă bucur să fim din nou împreună. Sper că am auzit bine. Este din nou un har să avem această părtășie binecuvântată, chiar dacă în modul acesta, prin intermediul internetului. Probabil că va trebui să ne obișnuim și o perioadă destul de lungă să încercăm să mai oposim în astfel de moduri. Lucrurile nu știm cum se vor derula în perioada care vine. Oricum îl încurajez pe Daniel să-și fixeze amvonul mai bine și acasă, ca să nu se miște. E bine să avem amvoane și acasă, să fie cât se poate de fixe. Pentru că cei care cântă numai la biserică sau se roagă numai la biserică sau predică numai la biserică și acasă nu prea predică, nu prea cântă, nu prea se roagă, pot să aibă o problemă. Deci ne obișnuim tot mai mult să cântăm acasă, să predicăm acasă, să ne rugăm acasă și să avem părtășie cu cei de acasă. Da, m-am gândit puțin pentru seara aceasta și, în general, ca unul care am predicat destul de multe predici, să zic, în perioada de când Domnul m-a chemat la slujire, sunt anumite predici pe care le am așa ca un hotar. Știu când și unde mi le-a dat Dumnezeu. Mesajul care vreau să-l transmit în seara aceasta este un mesaj pe care mi l-a dat Domnul în timp ce fratele Cristinel predica din pasajul pe care o să vi-l amintesc și cum am vrut să-l leg așa ca o amintire, nu știu dacă el își va amintește, nici nu știu locul unde eram împreună, probabil că la Arcalia sau la Cluj sau la dumneavoastră sau în Austria sau în Spania, nu mi-amintesc locul unde el a citit acest pasaj sau cel puțin a simțit că trebuie să citească acest pasaj și în timp ce el o predica, Domnul mi-a dat și mie un mesaj din textul acesta. Deși atunci când l-a citit fratele Cristinel, pentru un moment n-am înțeles sau n-am avut nicio descoperire, nicio călăuzire. Și am zis că ocazia asta, cumva mi s-a legat de inimă pasajul acesta, e vorba de pasajul care poartă numele Vitejia lui Ionatan din 1 Samuel capitolul 14. Din 1 Samuel capitolul 14. Poate Cristinel, care este cu ceva ani mai tânăr, o să-și aducă aminte mai bine ca și mine când și unde am citit acest pasaj, fiind împreună la slujire. Vă asigur că nu o să predic predica lui, o să predic predica pe care Domnul mi-a descoperit-o atunci, câteva gânduri pe care Domnul mi le-a dat atunci. Și vreau să citesc câteva versete. Citesc la versetul 6, ca să fac și mai scurtă citirea. 1 Samuel, capitolul 14, versetul 6. Ionatan a zis tânărului care purta armele: vino să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Cel ce ducea armele i-a răspuns: fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simțământul tău și iată-mă că sunt cu tine, gata să te urmez oriunde. Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia să ne arătăm lor. Dacă ne vor zice: opriți-vă până vom veni noi la voi, vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. Dar dacă vor zice: suiți-vă la noi, ne vom sui că și Domnul îi va da în mâinile noastre. Acesta să ne fie semnul. S-au arătat amândoi străjii filistenilor și filistenii au zis: iată, evreii ies din găurile în care s-au ascuns. Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce ducea armele: suiți-vă la noi ca să vă arătăm ceva. Ionatan a zis: suiete, a zis, Ionatan a zis celui ce ducea armele: suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel. Și Ionatan s-a suit, ajutându-se
cu mâinile și picioarele, și cel ce ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan și cel ce îi ducea armele arunca moartea în urma lui. În această întâi înfrângere, Ionatan și cel ce ducea armele au ucis 20 de oameni pe o întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. A intrat groaza în tabără, în țară și în tot poporul. Straja și chiar prădătorii s-au spăimântat. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Într-un moment în care Ionatan, care era prinț și care era împreună cu tatăl lui, Saul, înrolat într-o mare luptă împotriva dușmanilor, fără să știe împăratul, fără să știe Saul, fără să știe vitejii care sunt sau erau în jurul lui Saul, el decide să se autoizoleze. El decide să se retragă împreună cu cel care ducea armele, cu omul care era, cred că, slujitorul cel mai apropiat, și decide să intre în tabăra dușmană, în tabăra filistenilor. Și la un moment dat, Ionatan transmite următorul mesaj, în versetul 6 pe care l-am citit. Vino să pătrundem, îi spunea colegului său, în straja, până la straja filistenilor, acestor netăiați împrejur, poate că Domnul va lucra pentru noi. Gândul pe care vreau să-l dezvolt în această seară, în câteva momente, în câteva minute, este acesta. Când Dumnezeu lucrează pentru noi? Care sunt metodele prin care îl determinăm pe Dumnezeu sau îl putem determina pe Dumnezeu să lucreze pentru noi sau în favoarea noastră? Pentru că vreau să vă spun, ceea ce probabil nu ați vrea să auziți, se poate întâmpla Dumnezeu să lucreze și împotriva noastră. Mi-a plăcut una dintre cântările, de fapt toate cântările care le-am apucat de când am intrat și le-am auzit, au fost frumoase. Felicitări pentru cei care se pun la îndemâna Domnului și cântă. Dar m-a întărit într-un fel, m-a încurajat pentru mesajul pe care cred că mi l-a pus Domnul pe inimă. Se cânta o cântare, Domnul te va păzi. Și fiecare dintre noi ne dorim Domnul să ne păzească, Domnul să ne protejeze și Domnul să lucreze într-un fel sau altul, în favoarea noastră, pentru noi. Care sunt caracteristicile sau motivele sau metodele prin care putem să îl determinăm, dacă vreți, pe Dumnezeu să lucreze în favoarea noastră, să lucreze pentru noi? Eu nu cred că Dumnezeu lucrează pentru noi pentru că aparținem unui sistem religios. Eu nu cred că Dumnezeu lucrează în favoarea noastră pentru că aparținem unei biserici. Mă rog, fie ea penticostală sau de altă nuanță. Eu nu cred că Dumnezeu lucrează în favoarea noastră doar pentru faptul că purtăm un anumit nume. Eu știu, penticostal, pocăiți, creștin. Eu cred că Dumnezeu lucrează pentru noi atunci când noi îl determinăm printr-o anumită atitudine a noastră. Dar, repet, există riscul și există posibilitatea în anumite situații Dumnezeu nu să lucreze pentru noi, ci să lucreze împotriva noastră sau împotriva unora dintre semenii noștri. Priviți, vă rog, și vă amintesc repede două pasaje din Scriptură, două experiențe. Când Moise trecuse poporul prin Marea Roșie, Marea Roșie era acum un drum uscat undeva în partea de jos al Mării Roșii, era un drum uscat și oamenii treceau ca și pe uscat, pentru că Dumnezeu a făcut să fie acel drum. În Exod, în capitolul 14, citesc în cuvântul lui Dumnezeu, intervine Îngerul Domnului după ce a intrat cele 600 de cară cu probabil cel puțin 2 luptători într-un car, poate 3, poate 4. Calculați dumneavoastră 600 ori 3 sau 600 ori 4. Undeva în jur de peste 2000 de oameni luptători erau în cele 600 de cară a lui Faraon. Și prima ne spune, a intervenit Îngerul lui Dumnezeu, versetul 25, din Exod, capitolul 14, a scos roatele carelor și le-a îngreuiat mersul. Egiptenii
au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel. De ce? Căci Domnul luptă pentru ei împotriva noastră. Pot fi situații când Dumnezeu să lupte împotriva noastră sau împotriva semenilor noștri. Vei spune, domnule, ăștia au fost egipteni, dar noi suntem creștini, dar noi suntem copii al lui Dumnezeu. Vă aminteam de Moise, uitați-vă în Exod, în capitolul 4, doar vă aduc aminte. Ne spune cuvântul Domnului că în călătoria pe care o făcuse Moise, l-a întâlnit Dumnezeu. Și știți ce a vrut Dumnezeu să facă? A vrut să-l omoare. Era Dumnezeu împotriva lui Moise și Dumnezeu a decis să-l omoare. Și soția lui, printr-o circunstanță și o înțelepciune pe care a dat-o Dumnezeu, despre care cred că știți cu toții sau majoritatea, a intervenit și Dumnezeu l-a scăpat pe Moise. Oameni buni, este o mare binecuvântare ca să știm că Dumnezeu lucrează pentru noi sau în favoarea noastră. Dar este o mare tragedie și o mare dramă să ne trezim că Dumnezeu lucrează împotriva noastră. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, omului Dumnezeu, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar în seara aceasta spuneam, aș vrea să vorbesc nu despre cum îl determinăm pe Dumnezeu să lupte împotriva noastră, ci aș vrea să spun câteva lucruri, câteva aspecte, câteva motivații care cred că îl pot determina pe Dumnezeu să lucreze în favoarea noastră, nu împotriva noastră, pentru noi. Că spunea, repet, Ionatan, căci nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu. Suntem într-o situație încât suntem gata să ne comportăm în așa fel încât nimic să nu îl împiedice pe Dumnezeu să lucreze în favoarea noastră. În primul rând vreau să vă spun, Dumnezeu lucrează în favoarea noastră atunci când suntem dispuși să renunțăm, să abandonăm minimul de confort pe care îl avem. Până la urmă, așa cum am spus, Ionatan era un prinț. Ionatan avea gardă de corp, nu mă îndoiesc, și Ionatan era protejat. Oameni buni, dacă aveau să moară cei din Israel cu miile sau cu sutele, Ionatan trebuia să fie protejat. El era pe tronul de prinț. Dacă se murea în Israel, el cred că murea printre ultimi. Dar cu toate acestea, el își abandonează locul protejat. Dacă vreți, minimul de confort care îl are lângă tata, lângă rege, într-un context de război, și el își asumă responsabilitatea și, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost dispus să-și abandoneze confortul. În general, ne-am obișnuit în perioada în care trăim, în perioada postmodernă, ne-am obișnuit să fim cât se poate de protejați, cât se poate de asigurați și cât se poate să nu ne expune. Vă spun în această seară și vă mai spun încă o dată, probabil v-am mai spus-o cândva, cu toată responsabilitatea. Nu există adevărată slujire fără expunere. Nu există. N-ai cum să slujești cu adevărat fără să te expui. N-ai cum să fii un slujitor cu adevărat fără să fii gata să te expui. Dacă te protejezi, dacă tot timpul vrei să fii în siguranță, dacă tot timpul ești gata doar să te protejezi și niciodată să te expui, n-ai cum să slujești pe Dumnezeu cu adevărat și n-ai cum să-L implici pe Dumnezeu să lucreze în favoarea ta și să lucreze pentru tine. Mi-am aminte de David. David este un exemplu extraordinar în sensul acesta. David era un fel de prinț al munților. Imaginați-vă pe David, ce liniște avea. Imaginați-vă ce frumos era în zona în care locuia el cu turma tatălui său. Leii erau desați, urșii la fel. Totul era pace, totul era liniște. Parcă-l văd pe David cum cu harpa lui cânta slava lui Dumnezeu. Cânta cântările Domnului și compunea cântări pentru gloria lui Dumnezeu. Câtă liniște putea să aibă omul acesta și câtă protecție
era în zona în care el se afla. În schimb, Saul, cu frații lui și cu vitejii lui Israel, erau în vârfa terebinților. Îngroziți. Veți citi în 1 Samuel, în capitolul 17, la versetul 11, la auzirea răgnectului acelui Goliat, care 40 de zile a ieșit să blasteme oștirea Domnului și să blasteme numele Domnului, Biblia spune, Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului, și atenție, și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Toți tremurau. Și tata îl cheamă pe David și spune, n-ai vrea să mergi cu niște merinde la frații tăi? Să duci ceva celor care sunt împreună cu ei? Să-mi aduci vești de acolo? Și în timp ce ajunge David pe câmpul de bătaie, așa cum știți, iese Goliatul acesta, aruncă o cară asupra oștirii Domnului și asupra numelui lui Dumnezeu. Și David spune, vreau să mă duc să mă bat cu el. Știți istoria? Când a ajuns în fața lui Saul, nu mă îndoiesc că Saul s-o aștepta să vadă un om cu altă statură, un om cu altă maturitate, un om cu alți ani, s-a așteptat să vadă altceva. Când l-a văzut, a rămas dezamăgit. Și i-a spus, tu ești un copil. Tu n-ai experiență de luptă, tu nu ești pregătit, tu n-ai cum, nu se poate. Asta înseamnă sinucidere. Să te duci să te lupți cu filisteanul acesta, înseamnă să te sinucizi. Și auzi se spune David, vă citesc doar din 1 Samuel, capitolul 17, versetul 37 și apoi versetul 47. David a zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. David se expune, David riscă, David iese la luptă. Când a ajuns în fața filisteanului, cu armura lui Saul, cum știți, nu s-a potrivit, nu a mers, nu a funcționat, și-a luat traista, și-a luat pietricerele, și-a luat pot aceea de cioban și praștia, bineînțeles, și s-a dus pe câmpul de bătaie. Când l-a văzut ăsta, a început să râdă, a început să-l amenințe, a început să-l blasteme pe Dumnezeii lui în sfârșit și din nou numele lui Dumnezeu și să-i spună, carnea ta o voi da păsărilor cerului. Și David în versetul 47 spune, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Domnul lucrează pentru noi și Domnul a lucrat pentru David și Domnul lucrează în favoarea noastră atunci când suntem gata să ne expunem. Repet, trăim într-o vreme în care am învățat foarte mult să ne protejăm, să trăim sub protecție, să fim în siguranță, să fim asigurați, să avem asigurări puternice și nu este rău, pentru că totul înseamnă să fim protejați, să nu ne expunem deloc. Exemplul cel mai suprem este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Iisus. Filipeni, capitolul 2, ne spune că n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a coborât, s-a smerit, a luat chip de rob, s-a expus oameni buni. A venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, s-a făcut asemenea oamenilor. Domnul a acceptat moartea și încă moarte de cruce. Lucrul acesta n-a fost forțat, acceptat de bună voie să vină în lumea noastră, să sufere pentru noi, să sufere în favoarea noastră. S-a expus. În primul rând, ca Dumnezeu să lucreze pentru noi, trebuie să fim gata să ne expun. Despre Domnul Iisus citesc în continuare, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care se mai presus de orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi, așa ori din ceruri, de pe pământ, de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domn. Pentru că s-a expus.
pentru că a renunțat la slava cerească, pentru că a renunțat la beneficiile și confortul din cer și a venit într-o lume păcătoasă, într-o lume pierdută, s-a făcut asemenea mie și dumneavoastră, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a îmbrăcat în condiția umană și a luat păcatele mele, a voastre, ale întregii lumi asupra lui. S-a expus. Domnul lucrează pentru noi și în favoarea noastră. În primul rând, atunci când suntem gata să ne expunem. Să renunțăm la confortul nostru, mai mare sau mai mic, și să ne angajăm în lucrarea lui Dumnezeu, bazându-ne pe puterea Lui. În al doilea rând, Domnul lucrează pentru noi și în favoarea noastră, ascultați-mă bine, uitându-mă la pasajul acesta pe care l-am citit, atunci când suntem gata să renunțăm la simțămintele noastre, să nu ne bazăm doar pe simțămintele noastre, ci să ne bazăm pe semnele pe care le face Dumnezeu. Priviți, vă rog, ce îi spune colegul lui. Colegul lui, când se face propunerea să meargă spre tabăra străină, dușmană, colegul lui îi spune următorul lucru. Fă versetul 7. Fă tot ce ai în inimă și n-asculta decât de simțământul tău. Există o vreme în care ne bazăm foarte mult pe simțămintele noastre. Așa am simțit eu să spun. Bine, dar am spus o prostie, dar așa am simțit să spun. Ăsta e punctul meu de vedere, ca și cum eu sunt centrul pământului. În jurul meu trebuie să miște totul, că punctul meu de vedere este normă de lege. Asta e părerea mea. Și pentru că asta e părerea mea, eu simt lucrul ăsta, asta e părerea mea. Dom'le, nu poate să calce nimeni peste părerea mea. Și iertați-mă, simțămintele noastre și părerea noastră, uneori din nefericire, este lege pentru noi și vrem să o facem lege și pentru alții. Bărbatul acesta îi spune lui Ionatan, n-asculta decât de simțământul tău. Și Ionatan spune, nu simțământul. Există o metodă alta pe care vreau să-L implic pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al semnelor. Oameni buni, nu vă bazați pe simțămintele dumneavoastră. Nu vă dirijați viața după părerea dumneavoastră sau după simțămintele altora. Cum simt alții, cum simt unii. Ci bazați-vă pe semnele pe care le face Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al semnelor. Și Ionatan, ca să-L implice pe Dumnezeu să lucreze pentru el, el pune semne. Dacă vor zice, veniți la noi. Asta e semnul că Domnul ne dă biruință. Dacă vor zice, stați acolo că venim la voi. E semnul că avem o problemă. Dar noi punem un semn. Pentru că, repet, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al semnelor. Lucrează Dumnezeu pentru noi și în favoarea noastră când punem semne. Când ne bazăm pe semne pe care le face Dumnezeu. David, mai târziu, după ce l-a biruit pe Goliat, avea de mers la luptă. Și citesc în cuvântul Domnului, de data aceasta în 2 Samuel, în capitolul 5, că înainte să meargă la luptă, tot împotriva filistenilor, îl întreabă pe Domnul. David, versetul 23, 2 Samuel, capitolul 5. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, să nu te sui, ci să iei pe la spate și să mergi asupra lor în dreptul duzilor. Și priviți versetul 24. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. Acum iertați-mă. Care dintre noi ați văzut oameni umblând pe deasupra duzilor? Care dintre noi am văzut pe cineva făcând pași pe deasupra duzilor? Nu vi se pare că este un semn atât de ciudat, chiar bizar și de neînțeles pentru noi? Păi cum să stau, Doamne, așa cu urechea ciulită, să văd eu, să aud eu, nici măcar să nu văd nimic? Dom'le, că dacă zici, când vei vedea un înger, e ok. Dar când vei auzi, când vei auzi un vuiet de pași deasupra duzei. Nu mă îndoiesc că nici musca nu se mai auzea. Nu mă îndoiesc că era așa o liniște în zona aceea
Pentru că toți trebuia să audă niște pași. Niște pași deasupra duzilor. Și cuvântul Domnului ne spune, când David a auzit acei pași deasupra duzilor, David a făcut cum îi poruncise Domnul și a bătut pe filisteni. De ce? Pentru că Domnul i-a dat biruință și Domnul a lucrat pentru el, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al semnelor. Avem atâtea dovezi în Biblie, Gedeon și alții, care au pus semne înaintea lui Dumnezeu, implicându-L pe Dumnezeu, determinându-L pe Dumnezeu să facă semne și să dovedească că este cu ei și că se implică. Domnul lucrează pentru noi și în favoarea noastră, în al doilea rând. Atunci când renunțăm la părerile noastre, când renunțăm la punctele noastre de vedere, care considerăm, spuneam, uneori că trebuie să fie lege pentru noi și pentru alții, renunțăm la simțămintele noastre, poate uneori chiar la experiențele noastre și ne bazăm pe semnele pe care Dumnezeu le face. Știți că Mântuitorul Iisus a spus ucenicilor în Marcu capitolul 16, versetul 16, la Marea Trimitere, în versetul 17, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Și Domnul spune care sunt semnele. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al semnelor, oameni buni. Și noi trebuie să ne bazăm pe semnele făcute de Dumnezeu. Ce îi voi spune lui Faraon? Ce voi face înaintea lui Faraon ca să mă creadă? Și Domnul face semne prin Moise. Și Domnul trimite urgii prin Moise, prin cuvântul lui Moise. Trimite plăgile peste egipteni. Și la un moment dat, până la patra plagă, dacă bine mi-amintesc, și ghicitori, și vrăjitorii au reușit să facă și ei cum făcea Moise. Dar se pare că la patra plagă, când Domnul a trimis a patra plagă, au încercat și ei din nou să facă. Și au recunoscut toți. Aici este degetul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu, uneori, în îndurarea lui, el face semne care sunt incontestabile, care nu le poți imita, care sunt neimitabile, nu le poți să fie contrafăcute, ele sunt originale și ele sunt făcute de Dumnezeu. Iată semnele. Și Evrei, capitolul 2, versetul 4, îmi place așa de mult versetul acesta, care spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Fraților, oameni buni, este vremea când Domnul să continue să facă semne. Să facă semne în familiile noastre, în casele noastre, în viețile dumneavoastră, în viața noastră și să ne bazăm pe semnele pe care Domnul le face. Lucrează Domnul pentru noi. În al doilea rând, dacă renunțăm la sentimente, dacă renunțăm la simțăminte, dacă renunțăm la părerile noastre și ne bazăm pe semnele pe care Domnul le face. În al treilea rând, lucrează Domnul pentru noi, uitându-mă în pasajul acesta pe care l-am citit, când puterea noastră, biruința noastră, nu este bazată pe mulțime. Mulțimea este un mare capital. Închipuiți-vă ce dramă trăim noi, care avem sute de oameni în biserică și ne trezim să predicăm la 8 oameni, 8 cu noi, adică 7. Din care unul închis acolo la stație, altul la filmare și au mai rămas vreo 5. Ne-au obișnuit cu mulțimea, nu-i așa? Mă gândesc la predicatorii care își numărau oameni. Dacă nu sunt peste 200, nu mă duc să predic. Na, nu se deschide. La mine se deschide supapa de refulare să pot predica dacă sunt peste 200 în biserică. Mă rog, sunt și oameni și oameni, slujitori și slujitori. Mulțimea este un capital. Și pentru că mulțimea este un capital din nefericire, uneori și în biserică, și pentru predicator, și pentru, mă rog, pentru cine este, spunea omul acesta, Ionatan, colegului său, Domnul poate să dea izbăvire printr-un mic număr
ca și printr-un mare număr. Pe Dumnezeu nu-l determină mulțimea ca să se implice neapărat. Nimic nu-l împiedică pe Dumnezeu. Poate să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Era o mare problemă în vremea dinainte de pandemie pentru noi ca și biserică care transmitem toate slujbele de duminica live, online, că unii predicatori erau nemulțumiți că atunci când ei se nimereau la amvon, erau tare puțini care vizionau. Era o mare supărare. Zice, pe mine mă pui întotdeauna când îți puțin care se uită. Dar de unde știu eu când se uită și când se uită? Performanța unor slujitori, fie proroși, fie cântăreți, fie predicatori, a fost măsurată sau este măsurată, din nefericire, din numărul mare de vizionări. Numai că vă spun așa, nu-i nimic nou. Când zici o prostie, ai mai mari vizionări decât când zici lucruri bune. Așa că dacă vrei să ai mulți care îți se vizionează, gândește ceva așa mai interesant. Domnul lucrează pentru noi atunci când puterea noastră nu stă în mulțime. Aceștia erau doar doi oameni. Și spunea, Dumnezeu poate să dea prin noi doi, să dea izbăvire, să înceapă să dovedească Dumnezeu că, și uitați-vă, 20 de oameni pe un pogon de pământ i-au ucis cei doi oameni, pentru că Dumnezeu era cel care dădea biruință. Apoi, bineînțeles că a venit groaza Domnului, i-a speriat, în sfârșit, a fost o mare biruință. Oameni buni, mă gândesc la Gedeon. Gedeon era din familia neînsemnată, poate cel mai mic parcă din familie, bătea greul în teas, Domnul vine la el și spune, du-te cu puterea pe care o ai și bate pe Israel. Și în final sună din cor, după toate experiențele, se adună mulțimea, ăștia madianiți erau câtă frunză și iarbă. Și se adună 32.000. Și Domnul se uită peste ei și spune, Gedeon, am o veste pentru tine. Poporul care vrea să merg la luptă e prea mare. Uite, fă așa o strigare, vor fi pe aici unii fricoși, alții cu probleme la inimă, alții obosiți. În sfârșit, trimite acasă. Acum, cred și eu că Gedeon s-o fi gândit, domnule, plecam o 200-300, 1000, 2000, 3000, 32.000. Știți că s-au plecat din 32.000? Vă aduceți aminte? S-au rup rândurile și au plecat 22.000. Și-a rămas 10. Și Domnul se uită din nou peste ei și spune, bă, Gedeon, vreau să-ți mai spun ceva. Uite ce-i, ăștia care au rămas și ăștia sunt prea mulți. Dar Doamne, i-aș fi spus eu lui Dumnezeu, păi da, madianiți-s câtă frunză și iarbă. Păi cum adică? Coboare la apă, îi aleg eu. Și Domnul alege să meargă la luptă 300. Încă 9700 se duc acasă. Acum, la cei 9700, la cei 300 care au rămas, mă așteptam să le dea niște mitraliere, niște calarnicovuri de aia puternice, care de la distanță mitraliază. Le dă câte un ulcior și la gol, le dă câte o făclie și o trâmbiți. Zice, băi, băieți, cu asta merg la luptă. Dar uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine și faceți ce... Păi ăia nici nu știau ce să facă altceva, trebuie să uite la cineva. Păi ce să faci cu un ulcior gol? Ce să faci cu o făclie și cu trâmbiță? Și tu te duci la luptă împotriva lui Madian, care câte frunză și iar. Har a fost că ăsta a fost inspirat să zic, mă, uitați-vă la mine. Că nu știu ce să fac. Erau ca o turmă de capre, așa, aruncați acolo. 300 de oameni față de uzderea de mulțime a lui Madian. Și Domnul dă mare biruință. De ce? Pentru că, ascultați-mă, puterea noastră nu stă în mulțime. Saul, împăratul despre care v-am amintit, a avut o problemă. În capitolul 13, știți că trebuia să intre din nou în război sau când a intrat în războiul acesta despre care v-am amintit,
Trebuia să aducă jertfă. Samuel intenționat întârzie 7 zile și Saul, care n-avea chemarea aceasta, avea impresia că le poate face pe toate, așa cum unii dintre noi, dintre cei din zona noastră, mă tot suna și-o zis, frate, nu-s preot în casa mea, n-aș putea să fac cina pentru familia mea. Dar zic, ai făcut-o vreodată? Păi n-am făcut-o, dar uite, aș vrea să o fac acum. Nu, zic, fă-o dacă ai libertate. Eu nu te sfătuiesc, eu nu te încurajez, dar fă-o. Dacă tu, asta îți dă liniște. Da, domnule. Saul o zis, dacă nu vine Samuel, păi cine să aducă jertfă? Eu. Și Biblia spune că o aduce jertfa și când o mai terminat, a apărut bătrânul Samuel. L-a întrebat, ce ai făcut? Păi ce să fac? Te-am tot așteptat să vii, numai n-ai venit și dacă n-ai venit, m-am apucat să dau cina Domnului, așa, mi-a venit mie să fac eu jertfă. M-am apucat să fac o slujbă. Știți ce i-a spus? Știți care a fost răspunsul? Ai lucrat ca un preot în casa ta, nu? Ca un nebun. De ce? Păi nu e asta chemarea ta, omule. Nu e asta slujba care te-a chemat Dumnezeu. Și știți cum motivează, da, Saul? Știți cum motivează nebunia asta despre care o subliniat-o omului Dumnezeu Samuel? Uite cum o motivează. Când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, aha, dacă ești puternic, ești puternic când am mulți lângă mine și când am mulți susținători în biserică, atunci ești puternic. Dacă ești puternic, e când am capitalul lângă mine, mulțimea. Domnul lucrează pentru noi atunci când mulțimea nu este un capital și nu ne bazăm doar pe oameni, ci când ne bazăm doar pe Dumnezeu. Domnul poate să dea izbăvire printr-un mic număr de oameni, ca și printr-un mare. Nu e nicio problemă. Ne bucurăm să avem biserici mari. Ne bucurăm să avem mulți oameni. Ne bucurăm să avem mulți care ne ascultă predici. Ne bucurăm! Dar nu ne bazăm pe asta. Puterea noastră este mâna lui Dumnezeu. Ancora noastră este Dumnezeu. Domnul lucrează în favoarea noastră când puterea noastră nu stă în puterea mulțimii. Și în al patrulea rând, uitându-mă la pasajul acesta care l-am citit, Domnul lucrează pentru noi și în favoarea noastră și vreau să mă ascultați bine. Când punem la dispoziția lucrării lui Dumnezeu tot ce avem. Auziți? Când punem la dispoziția lucrării lui Dumnezeu tot ce avem. Uitați-vă la oamenii ăștia. Vă citesc cum au acționat cei doi. Versetul 13. Și Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele. Și cel ce ducea armele a mers după el. Închipuiți-vă, pe stâncile acelea, oamenii aceștia se urcau pe stânci ca să meargă spre locul unde Dumnezeu le dădea biruință, dar se urcau cu toată forța, toți mușchii. Mâinile și picioarele erau în acțiune. Tot trupul era în acțiune. Slujirea parțială nu satisface pe Dumnezeu. Nici măcar nu-L implică pe Dumnezeu. Când punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ce avem. Vreți să lucrezi Domnul pentru noi? Da. Punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ce avem. Punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ce suntem. Punem toate resursele noastre la dispoziția lui Dumnezeu. Ilie e un personaj extraordinar din Biblie și mi-e foarte drag și îmi place foarte mult sau de multe ori să-l amintesc atunci când predic sau când se potrivește să-l aduc ca și exemplu. După ce apa de la pârâul Cherit s-a terminat, corbii nu au mai venit cu mâncare, cu pâine și cu carne dimineața și seara. Domnul îi spune, Ilie, du-te la Sarepta Sidonului,
că am poruncit unei văduve să te hrănească. Nu mă îndoiesc că după îmbrăcăminte o recunoscut-o pe acea văduvă și când o văzut-o, i-a spus, du-te, te rog, și adun puțină apă. Pe când se ducea femeia să aducă apă, îi spune Ilie, adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și femeia se întoarce înspre el și îi spune, ascultă-mă bine, la mine acasă am puțină făină, am puțin unde lemn, am ieșit afară cu băiatul meu să strângem niște vreascuri, să facem o turtă, să mâncăm și apoi murim. Aia era criză. Acolo erau probleme, oameni buni. Acolo era o frământare extraordinară. Erau conștienți că mor. Mâncăm și nu mai avem nimic. Murim. Păi iertați-mă. Am mai spus-o și o repet. Mă duceam cât vedeam cu ochii. Păi cum să iei cu bucata de pâine la nenorocita aia, care erau muribundă, oameni buni. Nu mai avea nimic. Și omul lui Dumnezeu îi spune, așa vorbește Domnul. Nu te teme. Întoarce-te, pregătește-mi întâi mie, pentru că așa vorbește Domnul. Făina din oală nu va scădea, undeinul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când Domnul va da ploaie pe pământ. Dar mai întâi fă mie. Și femeia a făcut așa. A făcut mai întâi pentru omul lui Dumnezeu, crezând în cuvântul lui Dumnezeu și Domnul dă biruință. Pentru că Domnul lucrează în favoarea noastră, nu când slujim parțial, nu când ne implicăm parțial, nu când ne implicăm cu ce rămâne. Păi amu, ce rămâne, mai dăm și la biserică. Timpul ce rămâne, mai ne mai și rugăm. Timpul ce rămâne, dacă rămâne, mai citim și în Biblie, energia care rămâne o mai punem la picioarele Domnului. Dacă nu rămâne, asta e. Acum ce să facem? Doamne, mi-a dat 24 de ore, n-am putut. Sunt atât de aglomerat, încât în 24 de ore n-am timp să mă rog, n-am timp să citesc și așa mai departe, într-o săptămână. N-am timp. Acum Dumnezeu ne-a mai făcut unul dintre noi, așa, în măsura în care am înțeles, ne-a mai făcut mai mult timp. Domnul lucrează în favoarea noastră când punem la dispoziția lui tot ce am, cu picioarele și cu mâinile, cu tot trupul pus în acțiune, se duceau pe stânci ca să împlinească planul lui Dumnezeu și să-L determine pe Dumnezeu să lucreze în favoarea lor. Marcu, capitolul 6, ne spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos, în timp ce ucenicii erau cu corabia pe mare, deși Domnul a fost împreună cu ei și a luat rămas bun, s-a dus în munte să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării și Domnul Iisus era pe țărm. I-a văzut pe ucenici, atenție, versetul 48, că se necăjesc cu vâslirea, că vântul era împotrivă. Ce făceau ucenicii? Păi ucenicii nu s-au lăsat așa în barcă și acum, Doamne, Tu vii și ne scapi, noi stăm așa liniștiți, ne odihnim, că pe noi ne salvează Domnul. Oameni buni, nici în prima strajă, nici în a doua strajă, nici în a treia strajă. Am venit la ei în a patra strajă. Și până la patra strajă, ăștia s-au bătut cu valurile, ăștia s-au necăjit cu vâzlirea. Și Domnul i-a văzut că ei se necăjesc cu vâzlirea. Și în timp ce Domnul i-a văzut că se necăjesc cu vâzlirea, au intervenit și au dat biruință și au adus salvare. Vreți să se implice Dumnezeu pentru noi? Trebuie să ne vadă Domnul că ne necăjim cu vâzlirea. Trebuie să ne vadă Domnul că suntem frământați. Trebuie să ne vadă Domnul că lucrarea Lui, pentru lucrarea Lui ne doare, pentru lucrarea Lui ne sacrificăm. Suntem gata să punem la dispoziția Domnului tot ce avem. Pentru că slujirea parțială nu satisface pe Dumnezeu. Și Domnul se implică pentru noi și în dreptul nostru. Când punem la dispoziția lui Dumnezeu tot ce avem și tot ceea ce suntem. Suntem gata să o facem? Mă rog în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze. Oameni buni, îmi doresc din toată inima Domnul să lucreze pentru noi și în favoarea noastră.
pentru dumneavoastră și în favoarea dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și în favoarea familiilor dumneavoastră. Dar ascultați-mă, noi îl determinăm pe Dumnezeu să se implice. Noi îl determinăm pe Dumnezeu să lucreze în favoarea noastră și să vină în ajutorul nostru. Îl determinăm pe Dumnezeu. Biblia spune, când strigă un nenorocit, Domnul aud. Dacă nu se gândește nenorocit. Păi cum se implice Dumnezeu? Dumnezeu se implică atunci când noi îl determinăm să facă lucrul acesta. Atunci când noi suntem gata să insistăm. Priviți-l pe orbul Bartimeu. Priviți-o pe femeia aceea cananeancă care Domnul o respinge. Matei capitolul 15 și spune, nu-i bine să iei pâinea de la copii, să o dai la căței. Nu-i bine. Și femeia nu cedează. Și Bartimeu nu cedează. Oameni care se pun la dispoziție tot ceea ce au pentru ca Dumnezeu să lucreze în favoarea lor. Încă o dată, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Casele, familiile dumneavoastră, suntem într-un război spiritual. Suntem într-un război nu numai spiritual, chiar și trupesc. Trăim o vreme a unui război din multe puncte de vedere. Și în această perioadă avem neapărată nevoie ca Domnul să lucreze în favoarea noastră și Domnul să lucreze pentru noi. Și Domnul o face. Dacă suntem gata să părăsim confortul care îl avem, minul de confort și să ne expunem. Nu există slujire autentică fără expunere. Dacă ne bazăm nu doar pe simțămintele noastre, ci ne bazăm pe semnele pe care Domnul le face, pe care Domnul le împlinește și pe care Domnul le dovedește sau le împlinește dovedind că El este Dumnezeu. În al treilea rând, Domnul luptă pentru noi dacă puterea noastră nu stă în mulțime. Nu mulțimea este cea care aduce biruință. Ne bucurăm să dea Dumnezeu să fim cât mai mulți, dar cel care aduce biruință este Domnul. El poate lucra printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. El ascultă rugăciunea când se roagă puțini sau când se roagă mulți. El se implică când este o persoană sau când sunt mii sau zeci sau sute de mii. Dumnezeu este cel care se implică în același mod. Și Domnul lucrează pentru noi atunci când punem la dispoziția Lui tot ceea ce avem. Haideți să ne facem o analiză. Să vedem dacă ne-am pus la dispoziția Lui Dumnezeu cu toată capacitatea noastră, cu toată energia noastră, cu tot ceea ce Domnul ne-a dăruit. Dacă am avut puterea să-i spunem Lui Dumnezeu, tot ceea ce suntem, suntem ai Tăi, tot ceea ce avem, avem de la Tine și toate binecuvântările și toate resursele noastre, Doamne, sunt în Tine. Și noi vrem să punem la dispoziția Ta tot ceea ce avem. Dacă Domnul ne va vedea văzlind în furtună, ne va vedea că ne necăjim cu văzlirea, dacă ne va vedea că ne necăjim în luptă, în rugăciune, în zile de post, în apropiere de Domnul, pentru lucrarea Lui Dumnezeu, pentru bunul mers al bisericii, pentru perspectiva mântuirii oamenilor, Dumnezeu va lucra pentru noi și în favoarea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pentru fiecare dintre dumneavoastră, Domnul să lucreze pentru noi. Amen.